Toți cei 14 candidați suntem în plină campanie și încercăm să captăm interesul cetățeanului prin programele electorale, prin viziunea sa și prin ceea ce candidatul la președinte dorește să facă pentru următorii 5 ani de zile. Vedeți cu toții că unii lansează programe prezidențiale, alții lansează promisiuni. Astăzi, William Brânză își va lansa programul prezidențial. Dar înainte de aceasta, vreau să vă anunț că astăzi am declanșat o inițiativă cetățenească pentru organizarea unui referendum privind exploatarea gazelor de șist. La conferința trecută v-am anunțat pe toți că am trimis președintelui României, domnului Traian Băsescu, dorința lui William Brânză și a Partidului Ecologist, ca pe data de 26 noiembrie, pe data de 16 noiembrie, mă scuzați, să organizeze un referendum privind problema gazelor de șist. Până astăzi, administrația prezidențială nu a dat niciun răspuns. De ce? Și eu m-am întrebat. Fapt pentru care am declanșat această inițiativă. Știți cu toții că pentru această inițiativă trebuie să strângi 500.000 de semnături și atunci, în baza legii, se organizează acest referendum. Prin militanții partidului, prin ONG-uri, sper să strângem cât mai repede aceste semnături. Din păcate, nu cred că vom fi gata la data alegerilor din turul 2. Vorbind de, sau trecând la problema pe care sau care preocupă cetățeanul, astăzi vă prezint programul prezidențial intitulat Pentru o Românie în viitor. Fiind ecologiști, nu am putut să emitem 20 de milioane de exemplare care să le dăm fiecărui în parte, pentru că noi suntem cei care protejează mediul și, prin urmare, protejează și consumul excesiv de hârtie. Dar până mâine va ajunge la presă, la presa în totalitatea ei, atât la presa națională cât și la presa locală și la toți militanții noștri care vor splita acest program fiecărui cetățean sau fiecărui doritor, atât în țară cât și din străinătate. Programul prezidențial practic pornește de la așteptările cetățeanului ce vizează pe viitorul președinte. Și am mers pe trei mari paliere, și anume stabilitate, dezvoltare durabilă și consolidarea statului de drept. Și aici aș prezenta câte două exemple din fiecare. Când vorbim de starea de stabilitate, pentru că stabilitatea, știm cu toții, că este o stare. Pornesc practic de la auditarea statului și când vorbesc de auditarea statului, vorbesc de auditarea fiecarei instituții în parte. Cred că președintele are obligația să știe și să cunoască starea fiecarei instituții a statului pentru a putea propune diverse modificări. Totodată, prin starea de stabilitate, sau prin stabilitate, William Brânză se referă la nivelul de trai al cetățeanului și aici mă refer la un nivel de trai la nivel european. Când vorbesc de consolidarea statului de drept, mă refer strict la separarea puterilor în stat. Știm cu toții că astăzi legislativul și executivul au de multe ori interferențe care nu ajung să dea soluții în beneficiul cetățeanului. Când mă refer la consolidarea statului de drept, mă refer totodată și la îndepărtarea găștilor. Găști care, practic, scurtcircuitează de fiecare dată statul și, bineînțeles, cetățeanul. Programul meu reprezintă, practic, viziunea lui William Brânză, reprezintă viziunea omului care crede că va ajunge președintele României și crede că se va comporta mai mult decât activ. Va fi un președinte proactiv și prioritatea lui va fi întotdeauna cetățean. Cred că programul va fi pe înțelesul tuturor, așa mi l-am dorit,
Am discutat cu stafful meu, am discutat cu domnul profesor Mircea Coșa în ceea ce privește economia și vreau să cred că este o viziune foarte clară, pe înțelesul tuturor, și o viziune care răspunde nevoilor României în perioada 2015-2020. Ca a treia temă, dar nu este o temă, vreau să anunț și să astăzi comemorarea Holocaustului în România. Și o să spun că achesez la tot ceea ce înseamnă prietenia față de statul evreiesc și tot ceea ce înseamnă prietenia față de orice cetățean care a avut de suferit. Vă mulțumesc!